Votaseră deja 133 de persoane pe liste suplimentare. Câte voturi a luat PNL-ul în Vânjuleț? Vă spun eu, 17. Deci turism electoral, evident, a fost practicat de către PSD. Liberalii mehedințeni acuză PSD-ul de fraudă electorală. Au sesizat acest fapt instituțiilor competente și cer o anchetă a procurorilor anticorupție. Daniel Cârjan, liderul PNL Drobeta Turnu Severin, susține că liberalii au suficiente probe pentru a demonstra activitatea infracțională a socialdemocraților în ziua votului. Partidul Social Democrat, atât la nivel național, cât și la nivel județean, și-a folosit toată influența guvernamentală, tot aparatul guvernamental, toți directorii de deconcentrate din Mehedinți susținuți de Partidul Social Democrat în funcții pentru a practica turism electoral și pentru a transporta oamenii dintr-o secție de vot în altă secție de vot. Avem exemple multiple care s-au dat și pe presă și noi le vom și detalia în perioada următoare. În acest sens, noi am făcut în ziua votului, duminică, o plângere penală către parchet cu privire la săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot. Pe listele electorale suplimentare au votat în județ în jur de 20.000 de persoane, ceea ce înseamnă un procent de aproape 20% din numărul total al celor care au venit la urne. Liberalii susțin că au și probe care demonstrează mita electorală oferită de PSD în schimbul voturilor. Un exemplu în acest sens, și există și multe dovezi, deja care cred că există depuse la poliție, la Gura Văii au fost foarte multe sesizări la 112, sunt deja fapte care sunt în curs de cercetare penală. Există și dovezi, cum spuneam, înregistrări video și audio cu privire la mita electorală oferită de către PSD alegătorilor din Gura Văii. Mai mult decât atât, în noaptea când s-au centralizat la biroul electoral județean rezultatul alegerilor și s-au centralizat voturile, reprezentantul PNL în biroul electoral județean a descoperit că listele suplimentare din localitățile Dâlma, Bala și Dârvari nu îndeplineau formatul legal prevăzut de lege și mai mult decât atât, CNP-urile oamenilor care au votat pe acele liste suplimentare erau șterse, modificate și foarte multe adăugiri. Se pare că în perioada următoare vor avea loc verificări masive ale listelor electorale pe care s-a votat în Mehedinți. Dacă procurorii vor dovedi că există cazuri în care anumite persoane au votat de mai multe ori, atunci acestea riscă să petreacă ani buni în pușcărie.